Salut, sunt Adi de pe tutorialok.net și o să vă arăt cum am făcut logo-ul nostru de pe tutorialok.net. Facem un document nou, Shift F5 pentru fill, prescurtarea pentru fill. Chiar nu ne interesează background-ul. Începem cu un text, scriem tutoriale. Ștergem O-ul de aici, pentru că o să-l facem shape. Dăm M de la tastatura, este prescurtarea de la rectangular. Layer nou. Folosim cercul deocamdată, facem un cerc cu F5, ținem Shift apăsat. Fill, cum am spus. Avem un cerc foarte bine definit. Acum ce o să facem? Luăm iar un text, E, și îl pune exact deasupra cercului. Mărim un pic cercul. Acum, dăm Ctrl click pe layerul cu E, care avem E-ul, și o să ștergem efectiv din cerc acest E. Și o să rămână cercul fără acel E. Deci selectăm E-ul, avem selectat acel E cu Ctrl plus click și ștergem din cerc exact E-ul. Delete. Vedeți? Dăm delete la E și pur și simplu. Mă rog, din text o să ștergem E-ul care este în plus. Perfect. Cu ocazia asta o să vă arăt și niște gradiente. Eu am folosit, bănuiesc, acest gradient. Codul de culoare este FF7400. Hai să mai modificăm un pic. Îi băgăm un drop shadow. Nu foarte mare. Un inner shadow. Nu foarte mare. Ups. Inner shadow. Și acum un shine effect. Layer nou. Dăm M, luăm rectangularul, selectăm jumate din prima jumătate a textului, a logo-ului, dăm un white, fill cu white, deci teoretic facem un dreptunghi. Și ne jucăm cu opacitatea. Dar și acum facem așa. Selectăm Ctrl plus click pentru a selecta logo-ul, Ctrl Shift I, delete. Și ne jucăm cu opacity-ul de aici. Dacă aveți nelămuriri, pe YouTube, dați un coment pe YouTube sau pe site-ul oficial al nostru, tutorialok.net. Eu sunt Adi, vă salut, baftă!